Nu mâncăm mereu doar pentru a ne satisface foamea. Mulți dintre noi apelăm la mâncare pentru confort, ameliorarea stresului sau pentru a ne răsplăti. Și când o facem, avem tendința de a alege dulciuri, junk food sau alimente reconfortante, însă nesănătoase, iar atunci când le consumăm în cantitate mare. Cum facem să controlăm mâncatul emoțional de sărbători și să câștigăm lupta dintre creier și stomac, aflăm de la Anca Lungulesei, terapeut în nutriție. Bine te-am găsit, Anca! Mulțumesc de invitație, uite, am venit și cu... Mintea și inima noastră! Exact, cu stomacul și cu... Dar știi că se spune că inima e aici, așa în stomac, e, nu? Că dragul ăsta trece prin stomac. Pentru că emoțiile sunt localizate în stomac. Adică e foarte interesant, ai aștepta să fie așa în zona inimii, dar ele sunt, sediul emoțiilor se află în stomac. Locul în care ajunge și mâncarea. Așa este, ia să pun și o mână pe molajele astea, tare îmi plac, mi-aduc aminte de orele de anatomie. Da, uite, e mereu, trebuie să ținem mereu echilibrul, da? Exact, între acestea două. Exact, și să ne reamintim că le avem și ne-ar ajuta tare mult informația să vedem și care e mărimea stomacului. Ia să vedem așa, uite, apropo de echilibru. Când una e așa și una e așa, ce facem? Ce nu prea e bine. Nu trebuie e bine. Să reintre în echilibru. Și acum, dacă tot e Crăciun, eu m-am gândit să vin și eu cu niște jucării. Păi da, să uite, vedem mai bine. Este minunat la cum te-ai gândit. Povestește-mi ce se întâmplă acolo în mintea noastră, de exemplu, când apare acest mâncat dezorganizat, dezechilibrat, da? Pentru că de multe ori ne spunem așa, că îmi cere mintea să-i dau mai mult zahăr, creierul, da, pentru că îmi cere creierul, că sunt stresat, nu e așa? Mm-hmm. Sau mă duc acolo și îmi iau porția de dulciuri și parcă mă simt mai bine, așa păcălesc creierul cumva. Așa este. Dar știi ce e interesant? Că noi, ca și structură, ca și ființă umană, suntem condiționați să găsim zahărul în mediul oriunde s-ar afla el. Deci, practic, noi ne naștem în acest fel. Însă, pe parcursul vieții, prin repetiție, da, susținută, ajungem să depindem foarte mult de acest zahăr și să-l căutăm oriunde și să nu ne lăsăm până nu-l terminăm pe tot. Știi tipologia aceea, tiparul acela, ai ceva dulce ascuns în cămară, cum să nu? În cămară, în colțișor. Și ții minte și te duce cum exact acolo. Dar te trage ceva, nu te trage ața. Exact. Da. Eu denumesc aceste tipuri de alimente mâncarea care te strigă pe nume. Deci mâncarea care te strigă pe nume nu e ceea ce corpul tău are nevoie, dar tu ești într-o relație de dependență cu acele tipuri de alimente și se creează aceste mecanisme. De ce? Nu pentru că oamenii își doresc să mănânce așa, ci pentru că la nivel interior, ca și mecanisme, din punct de vedere biochimic și la nivel de creier, creierul ne împinge tocmai către aceste tipuri de alimente, pentru că, de exemplu, zahărul este cea mai rapidă sursă de energie. Și atunci, dacă tu te afli într-o lipsă de energie, da, uite, pe fondul oboselii foarte profunde, creierul te duce către cea mai rapidă sursă de energie. De ce? Pentru că el vrea să te ajute, vrea să te salveze, vrea să-ți iei energia, să-ți încarci bateriile. Să fie acolo pe linia de plutire, exact, cum să-l zice. Exact, da. Adică este un mecanism 100% de supraviețuire. Dar eu am o vorbă și de fiecare dată o folosesc în interacțiunea cu persoanele cu care lucrez, să nu uităm că noi ne naștem nu doar ca să supraviețuim, ci să trăim cu adevărat. Și atunci ne-ar ajuta tare mult să ieșim din acest mecanism primitiv, pentru că creierul primitiv sau creierul reptilian ne face să ne comportăm în acest fel și să învățăm aceste mecanisme ca să știm cum să procedăm. Da, se poate ieși cu siguranță din dependența de zahăr, din mirajul acesta al zahărului, dacă înțelegem exact cum funcționează creierul și ce ar trebui eu să fac ca dar să este mai fiu foarte acolo. Greu, pentru că eu am în jurul meu persoane cărora le este foarte greu să renunțe la zahăr și e ca și cum atunci când încep să zicem așa să te lași de zahăr, este ca și cum ai trece printr-un sevraj, da? E comparabil cu un drog, să exact, zicem. Exact, da, dar chiar așa este considerat. Doar că știi cum e, drogurile nu sunt accesibile neapărat, însă zahărul este atât de accesibil și este peste tot. Și atunci este foarte ușor să pici în această capcană a dependenței. De ce? Pentru că în momentul în care noi consumăm acest zahăr, oricât ar fi de blamat, ne place foarte mult. În primul rând ne place din punct de vedere al papilelor gustative. Iar eu salivez nivel... acum, să știi. Sunt convinsă că nu doar tu salivezi. Iar la nivel neurocerebral este ca și cum s-ar aprinde un foc de artificii. Și atunci, în momentul în care se aprind aceste focuri de artificii de mai multe ori pe zi, zi de zi, creierul învață foarte repede. De ce? Pentru că se simte recompensat. Exact. Se declanșează dopamină. Dopamină înseamnă recompensă și atunci creierul învață foarte repede. Este un sistem de învățare.
și va vrea mai mult și mai mult și mai mult. Și atunci imaginează-ți că noi ajungem de multe ori să consumăm dulce, în special când nu ne simțim foarte bine. De ce? Creierul te împinge către ceva ce știe că îți face plăcere și zice, hai, du-te și mănâncă prăjitura aia că știi că te dau niște serotonină. Serotonină, te simți bine. Exact, da. Exact. Și atunci el va vrea să te ajute, pentru că este singurul mecanism pe care l-a învățat. Și făcând așa o introspecție, ce înseamnă energia pentru noi, eu mi-am făcut o clasificare personală și spun așa, noi avem trei surse mari de energie. Mâncarea, care este sursă primară de energie și fără de care nu putem supraviețui, somnul, care este o altă sursă de energie și de reîncărcarea bateriilor, și bucuriile. Și dacă una dintre ele lipsește sau suntem pe minus, creierul ne va duce de fiecare dată să compensăm cu ceva. Și uite perioadele, că tot ești mămică de copil mic, când ai nopți nedormite. Când ai nopți nedormite, obligatoriu a doua zi vei compensa. Și prin ce vei compensa? Prin mâncare. Ce tipuri de alimente vei prefera și va căuta creierul? Vrei ceva la îndemână rapid? Nu neapărat. Să-ți fac acolo ceva pofta? Care conține zahăr. Normal. Sau zaharuri. Ciocolată, da? Ciocolată, bomboane, dulciuri. Da. Paste, exact. Pâine, făinoase, da, care devin cremoase în gură și care instantaneu îți oferă o stare de bine și te încarcă cu un pic mai multă energie. Da? Deci acesta este un mecanism compensatoriu. Aviz persoanelor care pun somnul în așteptare în ideea că am alte lucruri mai importante de făcut și nu se odihnesc corespunzător. Să nu ne mire faptul că apare acest mecanism compensatoriu și după aia când ne sui pe cântar, cântarul arată altceva. Da. Însă, da. Dacă lipsesc bucuriile, atunci cu siguranță vom compensa prin mâncare. Și dacă ne uităm în viețile noastre și facem așa o analiză, nu neapărat ne trebuie psihoterapeut ca să ajungem acolo, la acea concluzie, câte bucurii avem în viața de zi cu zi, s-ar putea să ne dăm seama că ne cam dă cu minus, că nu prea mai avem plăceri, nu facem activități. Pe robot, exact, da? Pe robot automat, serviciu, casă, masă și așa mai departe. Și facem lucrurile din inerție și nu mai facem lucruri care să ne bucure cu adevărat. Uite, foarte puțin oameni mai au hobby-uri în zilele noastre, din lipsă de timp, că avem alte lucruri mai importante de oameni mari de făcut. Și atunci, hai să ne regăsim un pic această bucurie, nu trebuie să fie bucurii spectaculoase, mici bucurii care să ne încarce zilnic cu serotonină, cu dopamină, ca să nu mai compensez cu dulciuri și cu mâncare. Și aici ce băgăm aici în categoria asta? Punem sport, punem dans, mișcare? Da, natură, mișcare. Somn, în primul rând. În primul rând somnul. Da. Deci oamenii când vin la mine și spun că îmi doresc să slăbesc, te culci. Da? Deci eu nu-i trimit la sală, întâi îi trimit să se odihnească. Pentru că somnul este regenerant și somnul mai are o calitate extraordinară. Corpul arde multe grăsimi în timpul somnului. Da? Deci slăbești dormind, exact, cum s-ar zice. Exact, da? Deci fără să depui niciun efort. Da? Deci somnul, în primul rând. Evident că vorbim și despre alimentație, despre hidratare, însă până ajungem acolo, preocuparea mea ca și specialist este să-i arăt omului de ce nu poate pune în practică anumite recomandări pe care el chiar le știe, pentru că sunt foarte mulți oameni care știu deja ce anume e nevoie să mănânce sau ce au voie, alimente potrivite, nepotrivite, și totuși, doar că nu pot aplica. Știi că se spune că sunt prea slab, nu pot să mă las de. Mm-hmm. De unde vine această slăbiciune? Ar trebui să o investigăm cumva. Păi această slăbiciune vine încă din copilărie. Atunci se așează fundamentul a ceea ce credem noi despre noi. În primii 7 ani de viață, uite că avem aici creierul acesta, da, da? Creierul nostru funcționează într-o stare de unde cerebrale, starea teta, care este stare de sugestibilitate. Ce înseamnă asta? Că eu ca și copil între vârsta 0-7 cu aproximație, tot ceea ce aud, tot ceea ce văd, dar mai ales tot ceea ce sunt făcut să simt, îmi devine proprie convingere. Adică iau de-a gata această experiență, da. O integrez fără să o pot filtra, pentru că nu am filtrul mental suficient de dezvoltat. Neurocortexul nu este suficient de dezvoltat, urmează mai târziu această dezvoltare. Și atunci, practic, aceasta este modalitatea prin care eu, ca și copil, am cunoscut mediul înconjurător. Da? Și știi cum e? Fiecare cu norocul lui depinde în ce mediu a crescut. Da? Pentru că fiecare a integrat această informație. Și, practic, această informație rămâne acolo. Nu e ca și cum uităm sau ea dispare, ci rămâne acolo stocată.
Și în felul acesta creierul meu înțelege dacă eu trăiesc într-un mediu sigur, într-un mediu care mi oferă protecție, siguranță, într-un mediu care mă împuternicește pe interior ca și ființă, versus un mediu care mă face de fapt să mă simt slab întotdeauna și lipsit sau lipsită de putere. Iar această slăbiciune despre care m-ai întrebat tu la vârsta adultă, că te simți slab, că nu poți, că îți dai seama că n-ai cum să reușești, vine de atunci. Deci hai să ne uităm un pic în trecut, să dăm firul poveștii înapoi și să vedem cât de împuterniciți am fost noi ca și copii, cât de multă putere am simțit în interacțiunea cu adulții din jurul nostru, cât de protejați ne-am simțit în diverse situații, pentru că da, numărul de kilograme își are răspunsul și acolo. Nevoia creierului de a îmbrăca corpul în straturi și straturi de grăsime, de a supradimensiona corpul, vine încă de atunci. E ca și cum s-ar fi protejat, exact, nu? Da. Pentru că poate că de atâtea ori în viața mea, în special între vârsta 0-7, m-am simțit lipsită de putere, m-am simțit atât de mică, m-am simțit atât de neputincioasă în multe situații din copilărie și atunci creierul, ca să mă protejeze la vârsta adultă, nu mai vrea să mă pună în acele situații și supradimensionează corpul, pentru că în felul ăsta compensează nevoia de a mă simți puternică sau puternic. Același lucru se întâmplă, de exemplu, și când dăm iama în fast food, apropo de dulciuri. Este cam același mecanism? Același mecanism. Vrem să ne luăm recompensa, sigur, de acolo? Sigur, același mecanism, indiferent că vorbim de dulciuri sau de crânțănele sau de mâncare procesată, este fix același mecanism, dar se întâmplă același mecanism pentru că, în general, știm deja lucrurile acestea, că mâncărurile super procesate conțin tot felul de ingrediente, tot felul de substanțe, potențiatori de gust, exact, și tot felul, care, da, care te fac, pe de o parte, să devii dependent de acel gust, pe de altă parte, te fac să mănânci mai mult și mai mult și mai mult. Deci senzația de sațietate se diminuează și atunci tu mănânci așa pe pilot automat și stomacul nostru, stomacul tău este un sac fără fund. Care aici câte grame o avea? Nu contează câte grame, dar eu aș face o analogie aici care devine așa foarte, da, explicită în mintea fiecăruia. Stomacul meu are dimensiunea pumnului meu. Uite, strânge pumnul. Cam așa, și așează-l, da, cam așa ar trebui în paralel să, fie, da? Să se vadă, păi, da? Yes. Lângă stomac. Uh-huh. Exact. Și ne-ar ajuta tare mult atunci când ne așezăm la masă să ne amintim acest adevăr. Și să punem în farfurie stomacul, exact, meu are ce ne intră într-un pumn, da? Meu. Păi, uh-huh, de-aia și porțiile sunt, sunt în felul acesta. Da. Proteina de origine animală ar trebui să fie exact cât este podul palmei mele, nu cât este toată palma cu tot cu degete, podul palmei mele, da? Nu semințe ar trebui să consumăm exact cât îmi încap în căușul unei palme, nu în căușul unei palme desfăcute. Da, adică dar parcă ni se par prea mici porțiile. Se par prea mici pentru că în timp am ajuns să supraalimentăm și tocmai pentru că în timp ajungem să nu mai fim conștienți de butonul de stop cu care toți ne-am născut. Foarte multă lume are senzația că eu nu mă satur pentru că e ceva în neregulă cu mine, dar nu e ceva în neregulă cu tine, este doar un mecanism, un comportament dezvoltat în timp, pentru că nevoia aceasta de a supraalimenta și de a aduce mai multă mâncare și mai multă mâncare, în special în cazul în care ție chiar nu-ți mai este foame, dar continui să mănânci fără să te poți opri, să nu uităm că așa am început discuția la început, sediul emoțiilor noastre se află în stomac și dacă ele sunt așezate aici, ne imaginăm că în momentul în care tot mâncăm și mâncăm așa fără oprire, de fapt ce simt eu la nivel interior este să pun un capac acolo pe acest bol emoțional, pentru că nevoia ar fi să scot, să las să iasă, dar pentru că nu știu cum, pentru că nu am fost învățat, pentru că nu am fost niciodată validat că emoțiile se exprimă și că e în regulă să simți anumite lucruri și că nu e nimic în neregulă cu tine, simt nevoia să acopăr ceea ce simt. Sau să umpli un gol. Și ce capac mai, da, bun decât mâncarea? Sau să umpli un gol, un vid. Așa este. Așa este. În cazul copiilor, pentru că s-a tot vorbit și sunt aceste tabere, sunt taberele în care spunem, ok, nu dau deloc dulciuri copiilor, îi feresc, că cine știe, o să ajungă ei să mănânce la un moment, da, dat. Sunt părinți care spun, nu-i dau deloc, dar sunt alți părinți care spun, lasă, dacă nu-i dai deloc, o să vezi tu că o să scape și o să dea iama în dulciuri și nu o să-l mai poți opri, bine, apropo de aceste obiceiuri. Cum este bine și echilibrat să facem? Știi că să echilibrat, facem? Buna, da, măsură este echilibrul perfect, însă puțin reușesc să ajung acolo, pentru că nu este un proces ușor cu copiii.
a interzice complet și definitiv nu este neapărat o strategie pe termen lung, pentru că orice interdicție la nivel de creier devine o dorință foarte puternică și tot ceea ce îi se interzice copilului, și vedem că nu doar în materie de dulciuri, va dori mai mult și mai mult și mai mult, va fi ca un reminder la nivel de creier și întotdeauna își va dori mai mult. Și hai să ne gândim un pic așa logic, din postura adultului, că dulcele vine la pachet cu acest miraj al gustului și în momentul în care copilul dă de gust ceva ce i-a fost interzis de foarte multe ori, dulcele va căpăta în mintea lui un efect de raritate. Eu lucrez cu foarte mulți clienți la care identific acest aspect, le-au fost interzise anumite alimente în copilărie sau în adolescență și acum în postura adultului se află în această tipologie de a avea la dispoziție oricând, da? Deci ai la dispoziție oricând. Compensează cumva lipsa din copilărie, da? Să ți cumperi, da. Și nu se pot abține în a avea mai mult și mai mult și mai mult tocmai acel aliment care a fost sau acea categorie alimentară care a fost interzisă în copilărie. Și atunci deci expunem așa puțin câte puțin? Puțin câte puțin. Dar știi cum e? Și puțin câte puțin depinde de construcția fiecărui părinte în a pune limite în dinamică cu propriul copil. Este ușor să dai sfaturi din afară, dar s-ar putea să nu se aplice în dinamica familiei tale. Trebuie să vadă părintele de ce nu poate el să pună o limită, da? Și ajungem iarăși pe firul, ajungem acolo, exact, pe firul emoțiilor, emoțiilor, da, și a poveștilor personale pe care ne le spunem în minte. Dar da, acesta ar fi un parcurs sănătos. Apropo de asta, uite, de exemplu, știu că Suedia are un sistem foarte interesant în această zonă și se pare că la ei funcționează foarte bine. Mi-ar plăcea să existe și la noi sâmbăta dulciurilor. Deci, copiii, deci o zi pe săptămână? Da, dar cresc de mici cu această convingere, da? Li se induce această convingere că noi nu mâncăm decât o zi pe săptămână și această zi este sâmbăta. Și copiii suedezi, pe măsură ce cresc, singur pot spune, dacă primești ceva dulce de la cineva care nu este suedez și nu știe această regulă, chiar am întâlnit acest caz în care copilul a întrebat, da, este sâmbătă astăzi. Ce drăguț! Da? Și atunci da, nici nu îi se interzice definitiv, dar știe că are voie o zi, orice dulce își dorește. E, uite, poate implementăm și noi. Cine știe, Doamne ajută, exact. Ar fi foarte interesant, da, siguranță. Pentru că eu consider că ar fi de mare, mare ajutor, pentru că mi se pare așa nedrept. Și nedrept pentru copii, că dulciurile sunt atât de sunt disponibile. Tabu. Da, și totuși sunt tabu. Tot. Da, n-ai voie. Adică n-ai voie. Sunt aici, dar tu n-ai voie să te atingi de ele. Îi văd în reclame la televizor, deci este peste tot. Supermarketurile sunt pline și atunci un copil chiar nu are filtru mental. El nu pune în balanță, nu știe ce e la sănătos, nesănătos, potrivit, nepotrivit. Știe doar că vrea și își dorește. Așa este. Anca, îți mulțumesc tare mult. Să ai sărbători minunate alături de cei dragi și să avem sărbători fără excese alimentare. Doamne ajută să ne controlăm emoțiile. Așa e. Îți mulțumesc tare mult.